Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Sub lupa educației sociale de astăzi este analizată persoasiunea, o resursă pentru clasa a cincea. Ai fost pus în situația de a convinge pe cineva cu privire la o anumită temă? Ai reușit întotdeauna? Este timpul să știi ce este persoasiunea și să nu o confunzi cu manipularea. Persuasiunea este acțiunea sau puterea de a convinge pe cineva să creadă, să gândească sau să facă un anumit lucru, pe când manipularea se referă la influențarea prin diverse mijloace a modului de a gândi sau de a acționa unei persoane sau a unui grup. Întotdeauna persoasiunea are în vedere convingerea oamenilor, valorile în care cred aceștia, Interesele și nevoile lor, și nu în ultimul rând, emoțiile. Cum pot convinge pe cineva? Știați că sunt tehnici pentru a fi bun convingător? Haideți să le descoperim! Concepe o întrebare, o frază șocantă. Transmite emoție prin vorbele tale. Prezintă argumente. Nu uita să te adresezi direct celor care te ascultă. Exagerează și repetă cuvinte, propoziții care să atragă atenția. Nu vă opriți. Adăugați și alte tehnici. Foarte bine. Înseamnă că veți fi buni convingători. Ei sunt Răzvan și Mihai. Sunt prieteni de mult timp, iar pasiunea lor este șahul. Amândoi frecventează clubul șahiștilor din școală și Academia de Șah, deoarece își doresc să participe la competiții importante. Răzvana afla de tabără de vară organizată de Academia de Șah. Își dorește mult să ajungă în această tabără. Însă Mihai, chiar dacă a promis tuturor că va participa la o competiție națională, chiar europeană, nu consideră că această tabără i-ar fi de folos. Haideți să vedem dacă poate fi convins de răzvan să meargă în această tabără. Ar fi bine să te înscrii la tabăra de vară organizată de Academia de Șah. Câți copii nu și-ar dori să participe? Doar aici devii cel mai bun. În această tabără vei exersa zilnic. Zilnic este o competiție pentru tine, îți poți testa abilitățile, iar cei care participă au șanse să devină campioni. Ai promis tuturor că vei obține o medalie, iar noi avem încredere în tine și te vom susține. Eu îmi doresc să particip pentru a-mi gestiona eșecurile, reușitele și să mă asigur că voi fi pregătit pentru competiție. Tu știi că șahul este singurul sport al unei minți sănătoase? Dacă nu participi, nu te poți înscrie la competiția națională de șah și nici nu vei afla programul competițional. Cum crezi că te-ai simți dacă nu ai fi acceptat în competiție pentru că nu ai urmat cursurile taberei de vară? Ce credeți? Răzvan a avut puterea de a-l convinge pe Matei să se înscrie la tabăra de vară organizată de Academia de Șah? Haideți să vedem dacă a aplicat tehnicile pentru a fi un bun convingător. Întrebări care atrag atenția. Câți copii nu și-ar dori să participe? Repetiție de cuvinte care încep cu aceeași literă într-un enunț. Tu știi că șahul este singurul sport al unei minți sănătoase? Până acum, Răzvan a aplicat corect aceste tehnici. În continuare veți identifica din text enunțurile corespunzătoare cu următoarele tehnici. Adresare directă, argumente, exagerare, posibile soluții. Foarte bine! Înseamnă că de astăzi veți fi cei mai buni convingători. Ora viitoare să prezentați o situație în care ați folosit tehnicile persoasimunii. Pe curând!